Ce face la Soroca este student la colegiu. S-a filmat și în videoclipul lui Igor Cuciuc și este din același sat cu Ion Paladi. Să știți că omul ăsta, tinerelul ăsta, ne-a scris, cred că de vreo 100 de ori, că vrea să ajungă la emisiunea noastră. Și iată-l că a ajuns. Vrem să-i spunem bună seara lui Roman Popovici. Bine ai venit, dragule! Bună seara, bine! Mamă, dar ce cuminciori ești! Parcă eu credeam că ești mai curajos! Hai, microfonul la gură, ca să te aud de cei de acasă. Bine ai venit! Bine v-am găsit! Cu toate că emoții ai! Un pic! Un pic, lasă că se uită! De fapt, tu tare te vrei artist! Da, desigur, și pe scene mari. Chiar luni am avut un concert la Filarmonica Națională. Wow, și acolo ai ajuns. Da, și am cântat. Ești insistent. Da. Dar ce faci? Cum? Scrii mesaje, afli numere de telefoane. Da, desigur, da. Vreau să vă văd pe scene mari, să mă cunosc o lume întreagă, chiar și asta. Așa. Uite, ești student în al câtelea an la colegiu? Primul an. La primul an. Da, Soroca. Așa, Soroca. La Soroca. Colegiul de arte Nicolae Bătgros. Și faci... Și ore de canto și la Chișinău sunt aș duminica cu domnul maestru Paulenco, canto chiar. Și iată, și urmează la sfârșitul săptămânii să mai prim și o piesă cu Bâsuioc Moldovenesc, orchestra. Și ne vedem pe scene mari. Mie îmi plac tinerii destul de curajoși, care cred în ei, pentru că până la urmă e nevoie și de o doză de încredere, că dacă nu credem în noi, nu mai ajungem nicăieri. Trebuie să achiți pentru și ore de canto, și da, orchestră. Desigur. Te ajută părinții? Foarte mult, chiar le mulțumesc, chiar din tot sufletul. Ei și-au visat să aibă un artist în casă. Da. Eu sunt unul la părinți și asta e pentru mine tot. Dar te tragi din sat? Da, desigur, da. Și părinții tăi se ocupă cu agricultura? Tata este constructor, dar mama peste hotare lucrează. Peste hotare. Da. Și e destul de greu să te vezi cu ea, să faci școală, mai călătorești. La ea sau vine ea des acasă? Vine ea. Vine ea acum în aprilie. Chiar și vreau să le spun telespectatorilor, la primăvară filmez un video chiar al piesei care s-au cânt curând. Și iată așa. Bine, iată, unii părinți cumpără apartamente sau case copiilor lor, alți părinți îi ajută să-și facă o carieră ca pe urmă să-ți cumperi singur. Desigur. Da? Asta este. De câți ani ai? 17. Păi tu ești încă minor. Da. Are 17 ani. Hai că are o viață încă înainte să cucerești, cu toate că prin insistența ta e posibil. Dar ce zic, profi? Ai voce, pentru că e una să vrei și alta să poți. Desigur. Ai desigur, voce. Desigur, mă susțin în tot, chiar când plec, îmi urează succes, să fii atent cum vorbești, cum asta. Pentru că eu îl cunosc pe domnul Paulenco și el așa, destul de dur. El, desigur, dacă nu te pricep, nici nu te ia. Desigur, are niște cerințe foarte mari. Nu desigur. Ești plângând de la dumnealui? Câteodată ies. Da, vă zic, prin greutăți spre stele, acum este momentul tău de glorie în cadrul emisiunii noastre. Te invităm să ne cânti. Da, desigur. Ești pregătit? Cu mare plăcere, desigur. Da, uite, deci, cam asta este zona noastră de scenă. Camerele sunt acolo unde se aprinde becul roșu acolo. Te uiți, dar nu neapărat. Poți să cochetezi cu toate camerele. Okay, da. Baftă! Mulțumesc frumos! Numai bine! Iată, prin insistență, tinerele talente ajung aici în cadrul emisiunii noastre. Dacă v-a plăcut și merită și un loc ușor în muzica populară din Moldova, scrieți-ne în comentarii și distribuiți dacă v-a plăcut acest moment. Acum pentru voi. Am plecat, eu am lăcrimat. Măicuța m-a petrecut și mi-a dat un sfat. Fiule, să-ți amintești de unde ai plecat. Satul în care te-ai născut și-ai crescut moderat. Satule, satule, de ce m-ai lăsat? Ca să plec din tine eu așa supărat. Satule, satule, de ce m-ai lăsat? Ca să plec din tine eu așa supărat.
n-am știut, nici n-am crezut, satule, cândva, că voi fi eu amărât, vai de viața mea, că am rămas ai mei părinți și singurei. Vreau să mă întorc acasă, că mi-e dor de ei. Satule, satule, de ce m-ai lăsat? Ca să plec din tine eu așa supărat. Satule, satule, de ce m-ai lăsat? Ca să plec din tine eu așa supărat. Așteaptă, poate-i va veni feciorul să-i aline dorul. Se uită în lung și lat, vine fiul drag. Fii tu, mamă, bucuroasă că a venit acasă. Satule, satule, de ce m-ai lăsat? Ca să plec din tine eu așa supărat. Satule, satule, de ce m-ai lăsat? Ca să plec din tine eu așa supărat. Satule, eu m-am întors, nu-ți nici supărat. Bucuros mă-ntorc la tine, cred că te-ai schimbat. Satule, eu te-am iubit și te-am îndrăcit. Cât o-i fi pe acest pământ, tot am să te cânt. Satule, satule, de ce m-ai lăsat? Ca să plec din tine eu așa supărat. Satule, satule, mult eu am visat, să mă-ntorc la-i mei părinți ce m-au așteptat.